Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Doamnelor, domnilor, bună seara, bună seara, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Educație de Bine. Trebuie să recunosc că în această perioadă, așa după experiența pe care o am în media de ceva ani, e perioada în care se discută foarte mult despre începutul anului școlar. De la prețul rechizitelor până la ce pregătiri se mai fac și care sunt modificările pe care anul școlar le aduce și așa mai departe. Însă, în acest an, lucrurile stau puțin altfel, pentru că se apropie școala și părinții și profesorii și, în general, societatea are acum o altă mică, mare problemă. Și anume un fenomen deloc bun pentru tineret și anume consumul de droguri. Da, e un subiect pe care mi-aș fi dorit să nu-l dezbatem și să nu-l discutăm niciodată, pentru că ar fi fost mai bine și mult mai sănătos. Dar dacă tot a apărut așa peste noapte ca o realitate și în Bistrița, am zis că trebuie să privim atent și să aducem în discuție publică și această problemă, pentru că influențează până la urmă viața societății, nu doar din punct de vedere sanitar, ci și social. Ei bine, pentru acest lucru, alături de mine am doi invitați, ambii implicați din partea societății civile. Ion Lucian Petraș, care a avut campanii în acest sens, Bistrița spune nu drogurilor. Bună seara, îți mulțumesc că ai acceptat această provocare până la urmă de a vorbi public despre aceste probleme. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mi-am asumat rolul ăsta de a comunica public pe tema asta, pentru că apreciez că e un subiect foarte sensibil și foarte, foarte important și pentru părinți și pentru tineri. Da, și mă bucur că încet, încet se alătură autoritățile în aceste demersuri și uite, în această seară avem alături de noi și un reprezentant al Consiliului Local, Bistrița. Bună seara, îi spun și lui Matei Otilă, care am înțeles că e și membru într-o comisie care a fost până la urmă votată a se înfăptui la Bistrița pentru a vedea dacă sunt soluții viabile pentru orașul nostru în ceea ce privește acest fenomen. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, salut toți, pe toți care ne vizionează acasă și apropo, la mulți ani, dacă nu mă înșel, astăzi Radio de Bine împlinește un an de zile. La mulți ani. Felicitări pentru activitate, am onoarea să fiu alături cu domnul Petraș la... când împlinește un an de zile Radio de Bine, da. Este o emisiune specială și da, în ultima ședință a Consiliului Local, în ședința ordinară, la inițiativa unui grup de consilier local, s-a cerut înființarea unei comisii speciale pentru combaterea drogurilor și substanțelor interzise. Această propunere s-a votat în unanimitate, toți consilierii, indiferent de culoare, au îmbrățișat acest proiect și l-au votat. În această comisie se află ca președinte viceprimarul orașului și 4 consilieri municipali. Alături de, vă și spun mai exact ca să nu cumva să uit pe cineva, 2 reprezentanți ai structurilor de specialitate din cadrul primăriei municipiului Bistrița, 1 reprezentant al inspectoratului școlar județean Bistrița-Năsăud, 1 reprezentant al inspectoratului județean de poliție Bistrița-Năsăud, 1 reprezentant al autorității teritoriale de ordine publică Bistrița-Năsăud, 1 reprezentant al spitalului de urgență Bistrița, 1 reprezentant al centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Bistrița-Năsăud și un reprezentant al Consiliului Județean al elevilor Bistrița-Năsăud. Da, cu siguranță e îmbucurător că autoritățile și societatea civilă își dau mâna cumva pentru a acționa împotriva unui fenomen. Dar eu nu pot să nu întreb cum de-am ajuns așa de la un
oraș și un județ sigur în care nu există probleme și așa, peste noapte parcă, deci putem să facem așa o analogie proastă oarecum cu zăpada, da? Că ni se spune la meteo, mai sunt 2 săptămâni și ninge, mai vedem țările vecine că au probleme, sunt zăpeziți și bă, suntem și noi înzăpeziți, adică serios, cam așa e și cu drogurile. Vedem ce se întâmplă în jurul nostru, vedem ce se întâmplă în Europa și am așteptat să fim și noi în același film. Cum? Peste noapte, pur și simplu, adică n-au evoluat lucrurile într-un trend ascendent, să ne dăm seama, să acționăm sau cumva să-i copiem pe ceilalți care au ajuns deja în anumite situații dificile. Am așteptat pur și simplu cu brațele deschise să întâmpinăm și noi un fenomen, să vedem ce facem cu el. Eu? Te rog, ești mai curajos, îl stăpânești mai bine. Ce am constatat eu din... Mă rog, am și studiat fenomenul și am avut și profesional legătură cu subiectul. România, într-adevăr, a fost o zonă de tranzit multă vreme pentru droguri, a fost în rutele de trafic de droguri din Orientul Mijlociu, din Turcia, mă rog, spre Europa. Și autoritățile se pare că au rămas în paradigma asta că România nu e vizată ca o piață de desfacere. Din păcate, nu poți ignora chestiunea asta, că e vizibilă, o vezi pe stradă, o vezi la festivaluri, o vezi în toate statisticile, o vezi în numărul de cazuri în spitale. Nu poți ignora. Și așa se demonstrează de fapt că poți ignora până ajunge să fie un fenomen ca buba aia care imediat sparge și e o mare problemă. Da, din păcate am constatat că autoritățile preferă să ignore fenomenul decât să-l recunoască și să-l abordeze. Și asta e o mare problemă. Și comunitatea la fel. Adică noi trebuie să discutăm despre problema asta. Să vadă și să înțeleagă și părinții, să o aducem în dezbaterile media, să o aducem în dezbaterile publice, pentru că e un fenomen, un flagel care îi afectează iremediabil pe tineri și mor vieți. Pe mine asta mă doare, că mor tineri care nu au nicio șansă, practic. Nu i-am dus la un centru de reabilitare, nu n-am încercat să facem nimic cu ei. Sigur că sunt pe segmente, este centru de prevenire și evaluare antidrog, care asigură o parte din o mare paletă de activități, să știți. Am fost acolo, am văzut ce fac, puteți să vedeți pe Facebook la ei ce activități fac. Acum, eficiența și astea sunt foarte greu de calculat. În domeniul ăsta se acționează pe două paliere. Odată e cel de contracarare, adică de combatere efectivă a traficanților, de arestare, de de prezentare în fața judecătorului și de a stopa distribuția. Practic. Exact. Deci stoparea distribuției e una și alta este scăderea cererii. Deci trebuie să acționezi pe zona asta de scăderea cererii. Cum acționezi? Tocmai prin educație. Activități din astea educative, da? Prin informare, prin prezentarea riscurilor la care se expun, prin, și nu mă refer numai la riscurile de sănătate, că sunt și riscuri legale, adică sunt mulți tineri care, din păcate, își ratează viața ajungând în zone unde poate dacă cineva i-ar fi coordonat un pic, poate nu ajungeau acolo și sunt chiar tineri, știu cazuri de tineri inteligenți, peste medie, care din păcate au căzut în viciul ăsta și e foarte greu de ieșit din el. Asta e altă discuție și nu avem nici programe de sănătate care să asigure tratamentul tinerilor. Deci copiii ăștia sunt băgați la spitalul de psihiatrie. Bun, psihiatrie pediatrică, dar automat ai pus o etichetă pe ei. Deci când vine copilul cu adeverință de la spitalul de psihiatrie, merge la diriginte, o dă la diriginte, da. Dirigintele povestește cu părinți, cu colegii. De acolo ajungem în bullying, că tot e tot o modă și așa mai departe. Da, și sunt izolați și atunci îl obligi pe copilul ăla să stea în mediul ăla, în loc să-l scoți de acolo.
Și toată societatea, prin tăcerea asta pe care o menținem cumva, îi ducem pe ei acolo. Eu zic că e tot reminiscență comunistă, așa că nu ne plac nouă subiectele tabu și da, să nu... Da, adică dacă arde casa vecinului și la mine nu s-ar scântei, bă, să ocupe pompierii, da? Ea când vin se ocupă și de casa ta și a vecinului și așa mai departe. Da. Având în vedere că ești consilier local, ai simțit o oarecare presiune din partea societății să vă asumați că există această problemă și să încercați să interveniți în ea? Această problemă a mai fost abordată în ședințele de Consiliu Local și da, se știe că este o problemă. Încă nu am discutat noi în ședințe de Consiliu Local, fiindcă ședințele de Consiliu Local nu sunt neapărat ca să dezbatem problemele antidrog, dar am discutat. Avem reprezentanță în consilii de administrații școlare și eu fac parte la liceul, la Colegiul Național Andrei Mureșanu și la grădinița Dumbrava Minunată. Din fericire, la grădiniță n-am avut incidente, încă. Dar la Colegiul Național Andrei Mureșanu au fost cazuri. Cum, problema asta... Da, o simți, așa, din punct de vedere personal. Adică bănuiesc că de la o anumită vârstă ești un pic mai cerebral și așa mai departe, e greu să mai cazi în stânga, în dreapta. Pentru adolescenții altceva. Personal, acum, având în vedere că faci parte dintr-o comisie, oarecum administrația, autoritățile au fost forțate să recunoască că e o problemă și să intervină, simți oarecare presiune? Comisia aceasta s-a format doar săptămâna trecută, la ultima ședință. Noi de-abia joi o să avem prima ședință, prima ședință de comisie. În care să vedem ce vor cu această comisie, cum vor să abordăm problemele de substanțe interzise. Încă nu știu exact cum o să abordăm, dar fiecare o să vine cu ideile lui și cu experiența lui personală. Noi, ca și Consiliul Local, noi nu suntem specialiști în acest domeniu, dar putem să sfătuim, putem să îndrumăm și putem să inițiem. Acesta a fost un pas foarte important pentru când s-a format această comisie. A fost un pas să discutăm mai mult despre această problemă. Eu, fiind tânăr, mă întâlnesc cu foarte mulți tineri. Nu de mult am terminat și eu facultatea. Încă mai amintesc anii de facultate. Eu nu am fost fumător niciodată. Nu mi-am cumpărat în viața mea un pachet de țigări. Am fost întotdeauna elevul și studentul acela care putea să fie cool și fără să fumeze. Fiindcă aici a început totul și da... Mă întâlnesc cu foarte mulți tineri care mă întâlnesc cu tineri care consumă și pentru mine a fost șocant când acum câteva luni, cred că o persoană care este în anturajul persoanelor care consumă, ea mi-a recunoscut că ea nu e consumatoare, dar a încercat. Dar având mulți prieteni, a spus că din trei persoane, o persoană este consumatoare. Și să spună ea că din trei persoane, una este consumatoare, mi se pare extrem de mult. Crezi că așa sunt cifrele? Sunt. Sau nu chiar? Acum, știți, odată este percepția asupra fenomenului, adică fiecare dintre noi cum percepem fenomenul, din ce știm, din relații, din grupuri, din comunitate. A doua este ce date oficiale există, dar ăla este numai fenomenul de suprafață, adică vârful icebergului. Totdeauna trebuie să ne gândim că autoritățile nu pot să descopere toți traficanții și nu pot să identifice toți consumatorii. Și ar fi și... abuziv cumva să urmărești toți consumatorii. Lumea. Deci consumul nu e penalizat de lege, sancționat de lege în România. Problema e că
De la datele respective trebuie să facem niște evaluări și să ne gândim exact cum am zis, că acolo este vârful icebergului și piramidal undeva este o bază, da? Exact. Și trebuie să vedem, bun, până cât de mare e zona aia. Suntem depășiți? Nu suntem depășiți? Mai alocăm resurse? Nu mai alocăm resurse? Eu vă spun că... Dacă ajunge o scrisoare de la Consiliul Județean, da, o altă instituție spre președinție, în care se recunoaște că există un fenomen scăpat de sub control, da? Asta ne duce deja cu multe semne de întrebare vis-a-vis de ce spuneți. Exact. Cum stăm de fapt cu icebergul? Ce nu se vede? Da. Eu am început demersurile astea în ideea de a face un proiect, o campanie antidrog în Bistrița, undeva la începutul anului. Și am început o jurnalistică așa, adică am întrebat tot felul de instituții cum stăm cu drogurile, cum stăm cu consumul în rândul tinerilor, cum. Și am primit răspunsuri diverse. De exemplu, de la Inspectoratul Școlar Județean mi s-a transmis că nu există niciun elev care consumă droguri. Bun, am luat informația ca atare și am publicat-o pe Facebook și am zis, nu se poate în lumea asta, adică noi să răspundem, să trimit așa o instituție, oficial, să trimit așa un răspuns oficial și să spună că sunt zero. Bun, după aia, după ce am mai făcut demersuri, am ajuns la nou inspector școlar, la domnul Nicola, și am discutat cu dânsul și chiar a fost o discuție lucrativă, ca să zic așa, și mi-a zis, nu... Nu avem statistici în acest sens, clar. Deci, statistica s-a făcut pe baza raportărilor venite de la unitățile școlare. Raportările respective le-au făcut directorii, dar corect. Și tu ca director de unitate școlară, știind care e fenomenul și ai informația acolo, informal, neoficial, da? Cum poți să scrii zero acolo când tu știi că nu e așa? Deci asta vreau eu să obținem, atragem atenția, adică haideți să fim sinceri. Haideți să fim sinceri. Preocupați-vă să identificați pe copiii ăia și să-i ajutăm, nu să-i ostracizăm, nu să-i etichetăm, nu să-i ajutăm pe copiii ăia, să le spunem care sunt pârghile, unde să meargă, cum se pot redresa, să-i învățăm pe părinți cum să relaționeze. Adică nu, știu de pe vremea mea, te prindea că fumai, că ai fumat o țigară, îți dădea o bătută, nu? Acum, cred că e la fel. Te prinde cu, nu știu ce, cu substanțe interzise la tine, cred că mulți părinți nici nu știu cum arată. Eu am adus, uite că am uitat să... Am adus un răzuitor, știi? Cum arată un răzuitor de muguri, de marihuana? Nu. Pot să ies și să-l aduc? Nu, e mic. Atât. Până ieși, da, chiar putem face acest exercițiu. Apropo de stres, statistici. Da. Mă scuzați că vă întrerup. Nu, statisticile nu au cum să arate un rezultat oficial, fiindcă vorbim despre niște substanțe ilegale. Cum spune și colegul meu, directorii declară zero și Organizația Mondială a Sănătății face chestionare anonime, trimite persoanelor tinere să scrie consumi alcool, consumi fumezi, consumi droguri. Evident că tinerii spun da, consum o dată pe săptămână, corect, corect. O dată alcool, așa, dar să recunoști că consum ceva ilegal, când știi că este o faptă penală, nu cred că un tânăr o să declare, își asumă că el consumă aceste substanțe. Deși, mă rog, asta cu anonimatul poate fi puțin tricky. Exact, de asta, cum să declar eu că da, acum e anonim. Poate află cine și mă trezesc cu poliția la ușă. Și asta statisticile nu arată adevărul. Pe de altă parte, dacă tot ești unul din acei tineri care n-au căzut în prada celor care au vrut să fie cool doar pentru, nu știu, pentru gașcă, pentru anturaj și așa mai departe, cum ai stat departe de toate atracțiile nocive? Când te întâlnești prima dată cu tutunul, cu țigara? La liceu. Generația mea la liceu. Da. Să spunem, la liceu, da.
afară, în pauza mare. În pauza mare toată lumea obligată să iasă. Mulți dintre tineri ieșeau în afara curții liceului, fiindcă evident în curtea liceului nu se întâmpla așa ceva. Și acolo întotdeauna gașca cea șmecră și cea cool erau care fumau, care... Și atunci tu, ca și naiv tânăr, te apucai, fumai. Eu am fost o fire sportivă de mic și întotdeauna am făcut sport și le-am spus colegilor, eu pot să fiu șmecher și pot să fiu cool și fără țigară. Mie nu-mi trebuie... Da, și stăteai cu gașca de afară și fără să iei o țigară. Stăteam cu ei și fără să fumez. Am avut tot așa un coleg, un prieten, care el, cu gura mare, nu că eu nu mă apuc, că nu-mi place, dar el a căzut în preada tutunului și el și în ziua de astăzi fumează. Dar depinde cum privești, cum abordezi acest lucru. Deci chiar se poate să fie acceptat într-un grup în care există, mai știu eu ce, viciu și dacă rămâi cel altfel. Depinde cum abordezi problema. Deci nu atunci ești de gașcă dacă tu nu consumi. Poți să mergi acolo și chiar să te legi tu de ei. Dar de ce să fumezi? O să-mi stric eu sănătatea pentru ce? Că nu mă oferă niciun beneficiu. Îmi dau seama că nu foarte mulți tineri de liceu pot și au până la urmă capacitatea și informația necesară de a se impune într-un grup fără a încerca până la urmă să fie plăcut, să fie acceptat și așa mai departe. Deci aici cred că face foarte mult informația de acasă și modul în care îți formezi caracterul până la vârsta la care apar tentațiile. Da, anturajul întotdeauna, acolo se începe totul. Vârsta de debut, scuze că te întrerup, vârsta de debut în România este la 12-13 ani. De consum de droguri, deci substanțe ilegale. Nu, o vârstă la care nu putem să pretindem că ești tânăr. La vârsta aia ești copil. Ești copil, da, ești în școala generală. Da. Clasa 7-8. Acum tinerii au acces la internet, au acces la tot. Eu când eram în clasă, aveam 12 ani, aveam un telefon de nu puteam intra să accesez. Și ieșeam de la școală, mergeam la sport, seara veneam acasă, când să te mai uiți la prostii și n-aveai timp. Dacă erai o fire sportiv și aveai activități. Nu cred că putem pune pe seama internetului și a tehnologiei consumul de droguri. Pentru că dacă vrei să găsești droguri, le găsești pe internet, dar dacă vrei să găsești informația de care ai nevoie înainte de a testa orice, o găsești tot pe internet. Deci nu cred că putem să spunem că internetul e un factor care contribuie. Însă, ceea ce înseamnă să circul liber în Europa. Foarte mulți copii au părinți plecați, foarte mulți copii au rămas în țară cu bunici, cu mătuși, cu așa mai departe și așteaptă să scape de liceu să plece și ei. E un alt aspect. Sau dacă nu plecăm neapărat dincolo, plecăm la Cluj. Undeva plecăm și scăpăm de controlul de acasă și așa mai departe. Deci, până la urmă, nu știu exact cum a apărut fenomenul în sine, ca și consumator și, cum spunem, de la 12 ani, nu cred că la 12 ani un copil poate fi capabil, până la urmă, să-și gestioneze trăirile emoționale și tot ceea ce se întâmplă. Plus că, cum spuneai mai devreme, da, generația mea, generația părinților noștri, nu a crescut cu... să identificăm semne de sau jucării. Da. Da. O jucărie. Puteam să zic că e ascuțitoare sau orice altceva. O jucărie. Da, nici nu îți dai seama la ce folosește și uite, dacă îl deschidem, asta e o chestie folosită. Deci am obținut-o de la un tânăr. Mm-hmm. Da? Și cu asta se macină mugurii de cannabis ca ulterior să se pună în țigară. Bun, ce scrie pe ea? Râșniță, mărunțit, tutun. Țară de origine, UE. Nu mai zic distribuitor și nu știu ce, din satul mare. Bun. Astea sunt la liber. Le găsești în tutunjerii, le găsești pe internet, le găsești pe EMAG. Dacă vrei să-ți iei un bong, știi ce este un bong? Un bong e un fel de pipă cu care fumezi tot așa. Deci toate instrumentele necesare se găsesc la liber.
În plus, în România, semințele de cannabis sunt la liber, adică se pot cumpăra la liber. Poți să-ți iei semințe oricând. Deci asta este, autoritățile se zbat pe de o parte și luptă și fac campanii. Dar din ce îmi spuneți, cum să cred că autoritățile se zbat? Deci, lucruri care pur și simplu se bat cap în cap. Dacă consumatorul nu-i sancționat, că-i permis, dacă toate lucrurile astea de care avem nevoie ca și consumator sunt la liber și sunt permise, atunci nu vine informația, autoritățile se zbat în contradictoriu cu ce se întâmplă? Așa este. Așa este. Vezi... Adică autoritățile se zbat ce? Să vezi? Prindem ceva pește mare? Da, să da, avem un renume? Să prindem cantitate mare? Da, sau... exact. Da. Sunt și cantități. Sunt. Deci ei în statistici stau foarte bine. Dar... să ne uităm ar trebui să ne uităm la numărul polițiștilor care lucrează în domeniu. Poate nu sunt destui polițiști, poate n-au destulă pregătire profesională. Bun, deci sunt o felul de chestii de evaluat. Și mai e o treabă. Acum, încet, încet au început să se, și cu ajutorul media, și cu tot felul de intervenții din zona civică, au început autoritățile să se sesizeze. Dar eu mă întreb, autoritatea teritorială de ordine publică, ce a făcut autoritatea asta până să afle că există un fenomen de consum al drogurilor îngrijorător în Bistrița? Atâția ani. Dar nu e vorba să afle. Pentru că an de an, și știu din școală, cred că și domnul consilier la fel, an de an se fac campanii. Cineva vine și îți vorbește frumos despre și așa mai departe. Diferite concursuri, multe dintre ele implică tineretul pentru că mai faci și altceva în afară de plictisitoarele ore și așa mai departe. Campanii s-au tot făcut. De asta cred că și campania pe care ați demarat-o nu a fost mare lucru, la modul sincer. Pentru că tot facem campanii de conștientizare și de prevenție. Face poliția prin diferite și așa mai departe. Dar mi se pare că întotdeauna facem lucruri așa superficial, da? Aruncăm o informație, cliente, flyere și așa mai departe, la modul superficial. Și cei care ar trebui să le citesc, că nu le citesc pentru că ești mai bine, la părinți prea puțin ajung, pentru că campaniile merg în direcția... La tineri. Și atunci mi se pare așa, cădem oarecum de maimuțe proaste, care tot batem din gură pentru cineva bine, mă, știu, mă spui tu mie cum să fiu cool la 12, 13, 14 ani. Știu ce zici, ai dreptate. Tocmai de asta, campania mea nu se bazează pe o informare clasică. Să meargă un polițist în uniformă, eventual, și să le explice copiilor cum e treaba cu drogurile. Copiii o știu mai bine. Explici copilului foarte mic, nu pune mâna ca arde. Până la urmă, tot o să se ardă. Da. E legea firii. El va testa, deci... e inevitabil. Cred că orice copil, la un moment dat, vede ce înseamnă arde singur și atunci și memorează cuvântul și senzația și toate. Și așa le trăim, practic, toate. Așa ne dezvoltăm de mici. Dar cum facem să ne ajungem în asta? Să o testăm, să vedem noi dacă ne dăm hai sau nu ne face bine. Tocmai asta vreau eu prin campania mea, să aduc niște tineri care au fost consumatori, care au trecut prin experiențe dificile și au reușit să iasă la liman și să-și spună fiecare povestea. Și eu cred că are mai mare efect decât niște flyere, decât niște informări, decât niște informații aruncate cu toptanul, așa. Da? Deci am vrut să ies cumva din confortul ăsta de a face niște flyere și de a da banii pe publicitate la o firmă de publicitate, da, care face niște afișe și nu știu ce. Am și componenta aia, dar pe lângă asta am legătura cu o asociație de tineri care cu asta se ocupă și vor veni la Liviu Rebreanu și sper eu și la Liceul de Arte să facem prezentări și vor veni pe grupe de vârstă, adică se vor adresa cumva de la egal la egal. Și altfel cred că va fi recepționat mai bine mesajul venind de la un tânăr care a avut o experiență. Deci a adus oarecum
o experiență mai mult psihologică în toată povestea asta și mai ușor de acceptat decât de la o informație de la un om în uniformă. Da, de la o autoritate. Da. Și rolul meu este pur și simplu de coordonare și de organizare, practic. Nu da, sunt implicat. Omul cu ideea, da? La noi se numește idiot. Da, idiotul util. Râdem și glumim, vă lăsăm să analizați puțin informațiile pe care vi le-am furnizat până acum și revenim imediat după o scurtă pauză de publicitate. Societatea Frasinul susține binele pentru comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecție a Mediului Bistrița susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ne place să facem mâncarea ca pe la noi, prin Bistrița Năsăud. Dacă poftești la mâncarea copilăriei tale, din casa de la țară a bunicilor, să ne cauți. Ne găsești în Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la numărul 16. Comenzi și rezervări la telefon 0745 268 866. Restaurant țărănesc Casa Doamnelor. Mâncare țărănească ca la bunici. Virginia Linul, cea mai cunoscută creatoare de costume populare din țară, duce povestea mai departe. Vă așteptăm la Casa Costumului Popular Virginia Linul de la Salva, județul Bistrița-Năsăud, cu cele mai frumoase costume populare pentru femei, bărbați și copii, dar și noutăți din linia tradițională. Îmbracă-te tradițional, fii popular! Urmărește emisiunea Meșter de 10, realizată de Virginia Linul, în fiecare dată de 10 a lunii, la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Rodi Sport Center, sport și relaxare în paradis. Ne găsiți în Becleană, în imediat apropierea complexului balnear Băile Figa. Serviciile noastre, sporturi de exterior și interior pentru iubitorii și pasionații de fotbal, tenis, șah, table, biliard, zonă de relaxare la bar și pe terasă. Calitate și eleganță la standarde europene. Periodic organizăm și concursuri. Program de funcționare zilnic între orele 10 și 23. Detalii și programări la telefon 0766-09 1126 sau 0786-635-416. Rodi Sport Center. O zi fără sport nu o să ne omoare. Dar de ce să riscăm? Gorgeous by Art Look. Epilare definitivă, remodelare corporală, adio celulită, tratamente faciale, micropigmentare, laminare gene și sprâncene, machiaj, manicură, pedicură, coafor. Toate într-un singur loc, la Art Look, salonul în care îți punem la dispoziție cele mai noi și moderne servicii profesionale de înfrumusețare. Vino să te convingi! Te așteptăm în Bistrița, pe strada Iosif Vulcan, la numărul 3D. Programări la telefon 0749-835-111. Art Look, un vis împlinit. Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Dragilor, revenim alături de invitații mei din această seară. Trebuie să recunosc că ne-am vorbit multe și pe publicitate, pentru că e așa un subiect care te duce din una în alta și de la o stare la alta până la urmă, uite, fără a consuma nimic, te apucă și nervii, și depresia, și anxietate și așa mai departe. Alături de mine este consilierul local Mate Atila și Ioan Petraș. Ion. Așa, Ion. Da? Încercăm noi să... Ion Petraș. Am vorbit despre campanie și, într-adevăr, ideea de a aduce consumatori în fața unor posibili consumatori sau chiar consumatori e foarte, foarte interesantă și, cu siguranță, uite, și cu Comisia și cu Consiliul Local se poate multiplica un astfel de mesaj. Ce vreau să întreb, cum îi motivezi pe cei care vin în fața copiilor să se deschidă la modul real? Pentru că, odată ce ai ieșit din acea zonă,
Știu că e foarte grea recuperarea, adică rămâi cu niște traume, rămâi cu niște lucruri și dacă e și vârsta așa, parcă ai vrea să te lansezi în altă parte, să o depășești, să fie un episod urât, să-ți vezi, exact, să-ți vezi de viață. Da, păi tinerii respectiv, din ce am înțeles eu, sunt tocmai într-un program. Practic și pe ei îi ajută chestiunea asta. Să își împărtășească trăirile, să spună prin ce au trecut, să și chiar să ajute și, exact, să-i ajute pe alții să iasă din zona asta. Exact. Și sentimentul lor este unul bun, adică îi ajut pe tinerii de vârsta mea să nu facă aceleași greșeli, să nu repete greșelile mele. Și asta îi ajută și pe cei care vor veni să prezinte. Eu întreb asta pentru că sunt foarte multe materiale făcute, da, de oameni profi, dacă studiezi tot ce înseamnă industrie, în ceea ce privește documentarul și așa mai departe, sunt foarte multe analize, chiar foarte argumentate și experiențe șocante pe care oamenii le împărtășesc tocmai cu acest scop de a realiza că e o realitate pe care o trăiești în momentul în care ajungi într-o anumită zonă și totuși nu mi se poate întâmpla mie, da. E în top. Vreau aici, dacă vrei să faci o completare, da. Pentru că ai trăit oarecum tot ceea ce înseamnă tinerețe și anturaj și vicii. Crezi totuși că pe vremea noastră au existat aceste probleme? Sau pur și simplu acum trăim o altă etapă în tot ceea ce înseamnă fenomenul droguri? Eu cred că din totdeauna, adică din anii dinainte de comunism deja existau droguri. Poate nu, dar nu așa de multe, nu e așa de răspândit. Nu ajunge așa de ușor la ele. Și oamenii atunci aveau alte preocupări, nu aveau timp, nu aveau, nu era, cum să zic, ca o ispită, drogurile nu erau întotdeauna, bine, întotdeauna este și sunt persoane care consumă și sunt persoane care nu. Atunci erau mai puțin, dar eu zic că existau. Și vreau să revin la ce ați discutat mai înainte. Vreau să-l felicit pe colegul meu când a spus că vrea să abordeze persoane tinere și persoane care sunt foști consumatori, fiindcă eu cred că asta era problema până acum. Aveam atâtea campanii de conștientizare, campanii antidrog, spune nu. Hai să fim sinceri, a spune unui adolescent nu e voie. Se uita la tine și râde. Campaniile antidrogă erau făcute de mare majoritate de adulți, da. Cu mintea adulților. Adulții gândesc logic, gândesc pe termen lung. Tinerii, ei gândesc pe termen scurt. Da. Și ei nu interesează ce va fi peste 10 ani. Ei acum să se simtă bine și acum să fie cei mai tari în anturajul lor. De aceea cred că marea majoritate a campaniilor au eșuat și ar trebui să implice cât mai mulți tineri în aceste campanii. De asta cred că când vom avea prima ședință, eu o să fac propunerea de a implica și Consiliul Tânăr al, cum se numește, Consiliul Local al Tinerilor, unde sunt 21 de tineri din tot județul, elevi, care sigur se întâlnesc. Da, dar din nou, deci în general acolo ajung elitele, tocmai cei care nu cad pradă tentațiilor atât de mult. Aveți dreptate, dar nu cred că nu cunosc și nu se întâlnesc cu cazuri. Corect. Și de asta întotdeauna un tânăr gândește altfel decât o persoană matură. Fiindcă, hai să fim serioși, să ne gândim la mintea lor. Fiindcă degeaba spui, probabil de asta sunt deja copiii și tinerii sub 18 ani o pradă așa de ușoară pentru ceea ce înseamnă piața de desfacere. Da. Este și o problemă de disponibilitate a drogurilor.
începând din anii 2000, cam așa, au apărut substanțele astea noi psihoactive, care se numesc și etnobotanice, la un moment dat erau și legale, tot felul de denumiri din astea care cumva le dau un statut aparte, că n-ar fi așa periculoase și, mă rog, la un moment dat chiar au fost legale, deci... Da, da, nici paracetamolul nu e periculos, vezi, dacă iei prea multe pastile. Și astea au devenit foarte, foarte căutate și ușor de achiziționat. Practic, cu 100 de lei îți iei un gram de psihoactive din astea. Un copil are 100 de lei, un tânăr la 16-17 ani cam are 100 de lei pe săptămână sau îi salvează pe ăia. Zicea un tânăr la un moment dat că el își strânge banii de mâncare și toți banii de mâncare îi adună și la sfârșit de săptămână merge la petrecere sau unde merge și acolo și ia ceva de distracție. Deci cam asta e distracția acum. Și să facem și o deosebire, fiindcă și drogurile sunt mai multe. Tinerii foarte care multe deja provin din familii mai stabile financiar, ei poate consumă droguri mai scumpe, nu atât de periculoase, nu că nu periculoase, toate sunt periculoase, dar vorbesc de calitate. De calitatea drogurilor. Dar copiii care nu au bani, ei cumpără din piață sau unde găsesc tot felul de ieftinituri care sunt chimicale și astea sunt foarte periculoase. Deci, nu știu cum se numesc, legale sau cum se numesc, sunt cele mai, din ce am citit și eu de pe internet, sunt cele mai periculoase. Și aici ajung copii care n-au bani sau îi vedem pe stradă, pe cerșetori. Deci asta este o problemă. Apropo de cerșetori, dacă anii trecuți marea problemă era suflat un pungă, da, că mai vezi aurolaci, mai erau mămici cu cărucioare, mai așa, ne oripilam, așa. Deci noi am sărit de la aurolaci și suflat un pungă direct la chestia asta în care copii de 12 ani se droghează cu tot felul de substanțe. Nu? Unde-i partea de mijloc? Adică toată lumea a dormit pe ureche, suntem ok, suntem bine, mai ales, cum spuneați. Deci, da, toți părinții fac tot posibilul pentru a asigura copilului banii de mâncare, o înghețată, o ieșire și așa mai departe. Și plus că Bistrița, da, spre deosebire de Cluj, Iași și alte zone în care avem studenții, un alt statut, unde deja, să zice, sunt mai lucizi, majoritatea își fac banii lor, pot să ia decizii pentru ei că sunt peste 18, Bistrița e un oraș cu școli generale și liceu. Da. Eu cred că autoritățile... Mie mi se pare că noi avem o mult mai mare problemă decât alte zone dezvoltate, unde au loc festivaluri foarte mari și vin foarte mulți de pe dincolo, unde din nou, da, există o problemă a consumului și vedem că autoritățile într-adevăr au recunoscut-o, pentru că altfel nu cred că erau atât de multe controle și campanii și așa mai departe. Eu cred că autoritățile e ca și o piramidă. De sus au început să dea vina în jos. Fiecare autoritate dă vina pe altcineva. Și până autoritatea la urmă locală dă vina pe cea națională sau mondială. Și eu nu cred că copilul este de vină și nu cred că nici părinții sunt de vină, fiindcă tentația este atât de mare încât îi prinde pe cei tineri și părinții ei, cum spuneți dumneavoastră, copilul meu, nu, la noi nu se va întâmpla, nu s-au întâlnit niciodată, poate părinți nu s-au întâlnit niciodată cu drogurile, nu știu cum să abordez această problemă. Dacă mâine ești pus în postura de părinte suspicios, la ce trebuie să fii atent prima dată? Și asta nu se spun, sunt părinte, la cine apelez? Unde sunt? Nu cunosc situația, nu știu ce să fac pentru binele copilului meu. Deci fiecare părinte vrea cel mai bine pentru ce este cel mai bun în lume pentru copilul lui. Și acel părinte disperat nu știe la cine să apeleze. Dependența nu este o boală. Sună la psihiatrie, păi e dependent de boală. Păi, dependența nu e. Putem să fim dependenți și de fotbal. Sau putem fi dependenți de cola. De jocuri de noroc. Este o dependență.
Și asta e problema. Statul, autoritățile locale ar trebui să facă niște centre speciale pentru acei, pentru acești copii, să-i îndrume, să dea un sfat și copiilor și părinților. Și copii care deja sunt în acel ultim stadiu, că nu mai pot fără, fiindcă fiecare dependență, deci... Da, din păcate ajunge necontrolate, da. Da, dopamina din creier. Mie, dacă îmi place fotbalul, eu vreau să mă duc în fiecare la fotbal și asta îmi crește nivelul de dopamină, senzația de bine. Așa este și el când deja consumă deja prea mult, consumul ce lua înainte nu mai este suficient. Și atunci iar consumă mai mult și nivelul de satisfacție este mult mai mică și după aia depresia și se ajunge ușor la supradoze și... La supradoze sau schimbă drogul. Schimbă ceva mai tare, da. Da. Și ajungem, cum spui, se pierd vieți. Ne apropiem de finalul emisiunii și chiar aș vrea să ne spui câteva semne la care putem deja ca părinți să ne punem semne de întrebare. Și eu promit că ne mai întâlnim, să vedem până la urmă la cine apelăm când ne aflăm în asemenea... Eu vreau să vă zic în primul rând să invit pe spectatori, pe ascultătorii dumneavoastră să vină pe grupul Bistrița Spune Nu Drogurilor. E un grup pe Facebook creat special pentru cei interesați de subiectul ăsta. Eu îl administrez. Sau pe pagina de Facebook și acolo vor găsi și informațiile astea, sunt publicate. În principiu, la un consumator ne uităm la ochi. Ochii spun foarte multe și în alte privințe, dar pupilele, în funcție de drogul pe care îl consumă respectiva persoană, fie setilată, fie devin foarte, foarte mici ca un vârf de ac. Apoi ne uităm la comportament. Sunt schimbări radicale de comportament. Nu mai suportă lumină, nu mai relaționează, nu mai mănâncă sau alții din potrivă, mănâncă foarte mult. Da, asta este că se confundă foarte mult cu adolescența. Și în adolescență tinerii suferă tot felul de transformări. Și ei cumva cred că îi ajută drogul să treacă peste problemele astea. Dar de fapt nu îi ajută. Și sunt multe de discutat. Nu sunt de învinovățit tineri în primul rând. Trebuie să-i ajutăm și ca părinți și ca societate. Și a doua chestiune pe care vreau să o zic, uite, am făcut, înainte să încep proiectul, mi s-a aprobat proiectul la Consiliul Județean, am cerut și de la Primăria Bistrița să întreb ce a făcut, ce ați făcut pe zona asta. Uh-huh. Și au zis că au finanțat o campanie făcută de Centrul de Prevenire Antidrog. Bun, dar primăria, ca atare, ce a făcut? Păi n-a făcut nimic până să vină comisia asta. Acum o să vedem la comisie. Nu știu dacă primiți și cetățenii activi. Eu cred că trebuie să primim. O să vin și eu să-mi spun punctul de vedere acolo. Da, și de la Consiliul Județean la fel. Mi s-a răspuns, domnule, n-a cerut nimeni bani pe ONG-uri, n-a cerut pe finanțarea ONG-urilor. N-a cerut pe nimeni segmentul. Bani pe treaba asta până acum. Noi cum să dăm bani dacă voi nu cereți? Și atunci mi-a venit ideea, mai stai un pic, dar nu știu să scriu un proiect, ce, Doamne, hai să vedem, hai, cum îl facem? Cum? Asumat, da. Omul face proiect cu bune și cu toate relele care au urmat, că am urmărit și prieteni și mai puțin prieteni, ca să spun așa. Oricum, ne spune domnul Vorsos, poate este adevărat că adulții nu știu unde găsesc un sfat pragmatic fără să ajungă la vedere. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție să vorbim despre astea cu la vedere, dar problema e la vedere deja și cred că dacă autoritățile au reușit să-și o asume, dacă, uite, vine societatea civilă prin ONG-uri, prin persoane fizice să-și o asume, până la urmă trebuie și cei care se află în această zonă a problemei, fie cu copii consumatori, fie consumator sau poate prins într-o altă zonă a rețelelor de distribuție, că și de acolo ești greu, da, trebuie să-și asume până la urmă și încet, încet, uite, prin relații și la vedere să dezgropăm problemele ca să putem găsi soluții.
Trebuie să recunoaștem problema asta și o, deja la Bistrița e recunoscută, să zic așa, și să identificăm soluțiile de acum. Să vedem ce facem, să vedem cum reușim să facem tratament pentru tinerii ăștia. Eu mă gândeam chiar la un proiect mai mare pe o zonă de consiliere psihologică pentru copiii care au căzut în viciul ăsta. Adică să asigurăm niște fonduri, noi, comunitatea, administrația, da? Fonduri niște europene, da. Mă rog, sunt niște diverse oameni specializați. Une niște psihologi, da? Clinicieni care specializați, care pot să acorde consiliere psihologică, să facă tratamentul ăsta pentru tineri. Consiliere psihologică, terapie de grup, dacă tot uite se implică și alții. Și sper, domnul consilier, să ne țineți la curent cu ce se întâmplă în comisie. Mai anunțăm și noi, mai dezbatem, ne mai răcim gura pe aici, pe acolo și poate... și eu niște soluții după părerea. Eu am mai făcut o propunere în Consiliul Local să deschidem terenurile de joacă copiilor din incinta școlilor. Avem atâtea terenuri de sport nefolosite după masa. Ideea asta care a pornit pe vremuri, să dăm terenurile școlii unor firme private ca să facă ei investițiile și după aceea să le dăm lor după masă. Asta a diminuat locul de joacă, locul unde copiii se adunau. Avem la GN5 un spațiu foarte mare cu mai multe terenuri. Acolo am acționat de mai multe ori și am insistat ca să deschidem măcar la GN5 terenul pentru copii. Problema este, nu este portar. O să fac insistențe, asta nu este deci un problemă, deocamdată nu este portar. Nu avem nici lucruri, locații care să-i scoată. Da și asta, alternativa sănătoasă. Da, nu există. Nu prea există și e greu de accesat, adică... Da, trebuie să ai bani ca să-ți permiți cluburi și... Lipsa de activitate, sedentarismul și e asta o altă a adus problemă, da. Aici, fiindcă un copil care face mișcare, face activități zilnice, săptămânale, este un copil sănătos și nu intră în depresie, da, și evită și depresia. Trebuie să vorbim și despre asta. De când e pandemia, mulți copii au intrat în depresie. Pe primul nu știe ce e depresie, dar acum este o problemă și asta duce, e părerea mea, la consumul de substanțe interzise. Corect. Eu cred că sportul este o soluție foarte bună. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Vă mulțumesc că ați acceptat această provocare și am început doar să vorbim public despre aceste lucruri. Eu vă promit că vă o să vorbim și pe viitor. Vă ținem la curent cu ce se întâmplă în comisie și cu ce soluții pot să mai apară pe parcurs, dar vă rog, anonim sau nu, tot timpul încercați să vă implicați. Da? Puteți oricând să luați legătura cu eu, puteți lua legătura cu Mate Autila, consilier local, puteți să ne scrieți nouă. Toate ideile sunt binevenite pentru a încerca oarecum să găsim cele mai bune soluții și să facem ceva concret pentru ca acest fenomen să fie până la urmă stopat și pentru a ne salva generația tânără de la ceea ce poate fi o pedeapsă pe care nu vrem să ajungem să o trăim. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de Radio de Bine și sper să avem vești cât mai bune. O seară plăcută! Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!